Stimați spectatori! Suntem la Umblă Vorba! Am revenit! Ei bine, am revenit așa surprinzător, atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră. Am revenit aici cu, ce să, înger, nu înger, împăratul împăraților, împăratul divertismentului. Aici e cam în zona cum există împăratul Cioabă, regele, așa. Suntem și noi, dar și noi suntem încoronați, da? Da, mă rog, am primit și noi în pauză, am primit corona. Mamă, ce calumea, îmi place de voi foarte mult. Și Cioabă. Dragă, uite ce frumoși suntem. Haide să facem și noi. Zim să iei o glumă, o zăcală. Frații toți îmi spun pe cală. Ce să spui, dragă, că nu știu eu de asta. Haide, mă. Stați puțin, mă gândesc. Mă gândesc că voi nu știți de ce mi se spune mie regele divertismentului. Păi eu, în Argentina, Peru, Brazilia, Mexic, Cuba, Thailanda, Spania, Italia, Germania, Portugalia, Uruguay, Paraguay, Franța, Chile, Lima și Republica Moldova, am devenit numărul 1 pe YouTube cu emisiunea mea King Show. Tocmai de aceea am fost încoronat ca fiind regele divertismentului în România. Și stai puțin. Și noi. Bravo, Maria ta. Stai așa. Dar noi de ce avem coroanele atunci? Păi, zi și tu, hai, odată, eu după părerea mea, da, stai să-mi dau părerea fără coroană, exact. Că mă înspăimântă. Mie îmi place cum arăt, parcă sunt o egipteană. Ce cu nu, la roba lui Dumnezeu! Eu zic că în momentul când te atinge un rege, ți-apare și ție o coroană pe cap. Da, să știi, așa se zicea și de Mihai Lardulescu, că atunci când atinge un om, acela va ajunge numărul 1 în televiziune. Eu în 2009 am avut ocazia de a o întâlni pe dumnea aici. Și ai atins-o? Că... Sau te-a atins, ia că... Nu știu, ne-am atins vreun val cu ceva de genul. Deci nu vreau să știu pe mâine ce se întâmplă cu noi, pentru că ne-a atins Alexandru. Eu trebuie să înțeleg asta. Că vreau să vă ating acum direct. Bam! Hoi, de capul meu! Bam! Gata, mă, asta înseamnă audiență. Am avut niște simțămite. Cred. Bun, Alex, văd că, Maria ta, văd că niște cărți în mână, despre ce este vorba? Eu am două cărți în cadrul cărora am fost publicat, să știți, pentru că eu sunt și poet și scriitor și multe alte chestii. Frumos. Avem nevoie de cultură în țara. Normal, așa, și vreau să vă spun că toți cei... Nu, urmează să mă însor în 2017, vreau să vă spun că sunt logodit, normal. E aici? Logodit din 2015, ea este prizoniera mea, nu e aici, aici este tour managerul meu, Geta Stoica, pe care o iubesc cu tot sufletul meu. Geta, te iubim! Ne luați și pe noi în tur, că acum avem și noi ce ne trebuie. În 2017 mă căsătoresc și Geta va fi nașa mea. Perfect, bravo, case de piață, sănătate. Salut, mai pe viitoarea mireasă. Dă-mi seama mai puțin, dă-mi o poezie. Hai, tu una, e una, nu fii. Nu știu, stai puțin, trebuie să căut mai. Uite, avem. Asta e, exact asta e. Celularul, tu și Agurida. Hai să citesc, eu sunt și actor la bază. Ia citește tu, dragă, că... Da, până răsfoiesc eu. Ia aici, uite, ia-o pe asta, repede. Celularul. Tu și Agurida obișnuia să spargă semințe între cei doi ultimi dinți ai lui. Chiar și eu la fiecare vizită îi aduceam atenție și câte două flori. Se bucura enorm când umplea vaza cu apă, iar eu trăiam fiecare zâmbet. Este așa romantic, da, eu sunt foarte romantic, să știi. Da? Și acum ți-ai cucerit prietena cu romantismul. Am pus o melodie și uite că s-a găsit de mine și acum ne căsătorim. O melodie, tu vii astăzi la noi cu o melodie în premieră sau e la E soarele meu, da, am lansat-o în 1 octombrie, dar să știi că este premieră televizată. Eu am scris textul, doamnelor și domnilor, la fel cum am scris și pentru hitul Prizoniera mea, care este numărul 1 în Republica Moldova și în Spania. Stai așa un pic, că m-ai dat peste cap. Stai puțin. De unde atâta inspirație? Tu scrii, tu cânti, tu povestești, tu vorbești, tu te duci, eu joc în filme, eu sunt coreografie. De unde? Nu știu, mă spun mami foarte talentată, știi, eu iubesc. Dar cine te-a învățat pe tine să cânti? Doamna Niculina Veceanu m-a învățat să cânt, m-a învățat să intru în televiziune și uite că am intrat atât de rău încât n-am mai ieșit, știi? O salutăm și îi mulțumim frumos că te-am O iubim pe doamna Niculina Veceanu. Eu am fii atent, am 10 ani de televiziune și 4 ani de presă, că m-am apucat și de scris între timp. Am scris 7 cărți, un volum de poezii, urmează să le lansez, nu le-am lansat încă, pentru că aștept să devin celebru și apoi să le lansez ca să fac și bani. Nu de alta. Stai puțin, n-am nevoie de bani, dar vreau să-i donez pe tot pentru copiii săraci, pentru că eu sunt un filantrop. Una peste alta, una peste alta, înțeleg de la tine, scrii. Ok, când nu scrii, bănesc că răsfoiești. Când nu cânti, derulezi. Adică ești legat într-una de partea asta artistică. Bineînțeles, așa m-am născut. Când mai lustruiești coroana? Când... Păi uite, tocmai de aceea am tur managerul meu, Geta Stoica, care se ocupă de mine corona. Și mă lucește. Te lustrește, exact. Stai puțin, pentru că mie nu convine. M-a văzut și îmbrăcat și dezbrăcat, adică o iubesc. Alex, stai așa. Tu da, eu stau și mă gândesc că noi doi împreună n-am făcut nimic prin comparație cu ce a făcut el. Doi la mână. Păi nu suntem inspirați. Nu ne lustruiește nimeni nimic. Da. Noi ne spălăm și pantofii și coroanele și tot. Noi ne lustruim. Deci, ce-i cu noi?
Hai pe canapea să lăsăm. Hai să cântem muzica. Soarele meu, tu ești soarele meu, eu sunt al tău. Noapte bună. Nu. Hai din soarele meu pe canapele. Până la tine, până la mine, noi suntem doi și totul e bine. Până la stele, visele mele se împlinesc doar când te privesc. Și dacă nu știi, ar fi mai bine a să te lași ghidată de mine. E un minut până la ușa mea, hai pune mâna, nu ezita. Eu ți-am spus mereu, e soarele meu, dar tu strălucești în viața mea. Eu ți-am spus mereu, ești aerul meu, fără tine nu pot respira. Eu ți-am spus mereu, e soarele meu, dar tu strălucești în viața mea. Eu ți-am spus mereu, ești aerul meu, fără tine nu pot respira. Fie la mine, cât suntem doi, totul va fi bine. Uită de lume, eu îți voi spune tot ce-mi doresc de când te iubesc. Și dacă nu știi, ar fi mai bine a să te lași ghidată de mine. E un minut până la ușa mea, hai pune mâna, nu ezita. Eu ți-am spus mereu, e soarele meu, dar tu strălucești în viața mea. Eu ți-am spus mereu, ești aerul meu, fără tine am spus mereu, e soarele meu, dar tu strălucești în viața mea. Eu ți-am spus mereu, ești aerul meu, fără tine nu pot respira. Nu te pot uita. Ești inima mea. Oh, să fie bine. Oh, te vreau doar pentru mine. Te-am găsit și ești a mea, o spune privirea ta. Niciodată n-am să pot să renunț la tine. M-ai găsit și sunt al tău, băiat bun sau băiat rău, dar într-un alt te iubesc, ești soarele meu. Oh, facem să fie bine. Oh, pentru mine. Eu ți-am spus mereu, e soarele meu, dar tu strălucești în viața mea. Eu ți-am spus mereu, ești aerul meu, fără tine nu pot respira. Eu ți-am spus mereu, e soarele meu, dar tu strălucești în viața mea. Eu ți-am spus mereu, ești aerul meu, fără tine nu pot respira. Mereu, e soarele meu, dar tu strălucești în viața mea. Eu ți-am spus mereu, ești aerul meu, fără tine nu pot respira. Eu ți-am spus mereu, e soarele meu, dar tu strălucești în viața mea. Eu ți-am spus mereu, ești aerul meu, fără tine nu pot respira. Mulțumim tare mult, Alexandru, mulțumim pentru prezența de astăzi.